un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Ce vrea să spune, cred eu, profetul Ioel, este importanța casei Domnului. Vedeți întotdeauna în poporul Israel și lucrul acesta se transmite și în privința bisericii. Casa lui Dumnezeu a avut un loc central. Când casa lui Dumnezeu a fost distrusă, toate națiunile din jur au știut că Dumnezeu s-a depărtat din poporul Israel. Este clar. Când vedem noi adunarea lui Dumnezeu, care nu mai sunt o binecuvântare pentru oameni din jur, care sunt un motiv de hulă împotriva lui Dumnezeu, de bajocorire împotriva lui Dumnezeu, da? Din partea neamurilor, din partea oamenilor. Atunci este un semn pentru noi că binecuvântarea lui Dumnezeu a plecat de acolo, că prezența lui Dumnezeu s-a retras de acolo. Întrebarea este pentru noi în această dimineață, dacă noi ne raportăm la adunare, noi suntem casa lui Dumnezeu, nu locul ăsta, dar noi suntem casa lui. În Evrei așa spune apostolul. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit și așa mai departe, da? Dacă noi vedem casa lui Dumnezeu în felul acesta, ca o binecuvântare, zice, un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Vedem noi casa lui Dumnezeu un loc, sau biserica, un loc al manifestării prezenței lui Dumnezeu, un loc în care ne adăpăm, un loc în care ne este stâmpărată setea sufletului, un loc în care sufletul nostru este înviorat, este îmbogățit. Este pentru noi lucrul acesta. Nu știu, fi s-a întâmplat, dar să vă duceți la adunare, nu aici. Să vă duceți la adunare și să plecați de la adunare mai obosit decât v-ați dus? Dar obosit la propriu. Să treci acasă, să dormi și tot obosit să fii. Să fi fost apăsat, să te fi dus, să fi fost o atmosferă apăsătoare. Să nu te fi zidit, să nu fi lucrat și să se întâmple asta o duminică, două, trei, patru. Nu asta a intenționat Dumnezeu în casa Lui. În casa Lui atunci a intenționat Dumnezeu și asta intenționează și astăzi să fie un loc al binecuvântării. Întrebarea asta, dacă eu am perspectiva asta asupra casei lui Dumnezeu, dacă eu mă aștept la lucrul ăsta, dacă eu ducându-mă acolo mă aștept la lucrul ăsta, să fie, cum spune Dumnezeu în profeția asta, să fie un izvor acolo, Dumnezeu să mă duc la un izvor, să mă duc însetat, orice aș face o săptămână acasă, mă rog, citesc, postez, stau cu familia în închinare, este ceva special în casa lui Dumnezeu. Este ceva special care Dumnezeu a lăsat aici și de care este atașat aici, care nu este dat doar aici, o binecuvântare specială aici. Și să mă duc cu dor, să plec de acasă și să mă rog plecând de acasă, așteptând ca aici să se întâmple ceva. Ca Dumnezeu să facă ceva special în viața mea aici, care va face doar aici Dumnezeu. Nu că nu poate face și în altă parte, ci că așa a hotărât El. Să fie locul acesta un loc al binecuvântării.